Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. În nordul Europei se mai încălzește puțin, iar în rest temperaturile vor scădea. Sunt anunțate precipitații mixte în partea central-vestică și de sud-est a Europei și ninsori în nord și în est. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice și local în cele sudice, vestice, nordice și central-estice. La noi în țară, în această noapte, va mai ninge în centru, sud, est și la munte. În Carpații meridionali și occidentali se va depune strat de zăpadă consistent. Vântul va avea intensificări la munte, dar și în mare parte din țară. Vor fi rafale de peste 90-100 de km pe oră la altitudini de peste 1800 de metri în Carpații meridionali și de peste 70-80 de km pe oră pe litoral. În aceste zone va fi viscol puternic și vizibilitatea foarte redusă. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și minus 1 grad. Mâine vom avea parte de vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între minus 6 și 1 grad. Va mai ninge slab în estul, sudul și parțial în centrul teritoriului, iar vântul va rămâne activ în sud-est, la munte, dar și pe litoral. În București vom avea parte de vreme mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată. Mâine maxima se va situa în jurul valorii de 1 grad. Temporar, cerul va avea înorări și trecător vor fi posibile fulguieli. Vântul va fi activ și va amplifica senzația de frig. Luni, termometrele vor indica o maximă de 2 grade, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de fulguială. Marți, cerul va fi variabil, iar maxima nu va depăși 2 grade. La munte scad temperaturile și va fi ger, va ninge, iar vântul va avea intensificări. La altitudini mari, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Așadar, va fi viscol puternic și vizibilitatea va fi foarte scăzută. Vremea rece se va menține și în zilele următoare. Luni, maximele se vor încadra între minus 6 și 3 grade. Pe arii restrânse va mai ninge slab în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei, precum și în Carpații orientali, dar și în jumătatea de est a Carpaților meridionali. Vântul va avea intensificări în jumătatea estică a teritoriului, dar și la munte. Marți, în regiunile intracarpatice, dimineața și seara va fi ger, cerul va avea înorări în est, sud-est și în zona Carpaților orientali, unde, pe arii restrânse, va mai ninge slab și vor fi intensificări ale vântului. Maximele se vor situa între minus 7 și 4 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată! Numai bine!